Phoenix a reușit să învingă campioana CSM CSU Oradea și vrea să treacă și de vicecampioana Basket Club Târgu Mureș. Florin Nini este conștient că elevii săi vor avea o partidă foarte dificilă în orașul din Ardeal. A venit Gaiovici, un jucător important care a avut evoluții foarte bune în semifinalele campionatului și chiar în finale. E un jucător care vine să înlocuiască pe Mohamed, am înțeles, cu probleme de sănătate. Sigur, Mureșul rămâne o echipă puternică, e o candidată la play-off și ne ducem acolo cu gânduri mari, ne ducem să încercăm să etalăm același joc și să avem aceeași siguranță. Managerul clubului Phoenix este conștient că drumul până în play-off va fi lung și anevoios. Play-off-ul îl așteptăm, încă mai e mult de muncă, nu ne putem hazarda, nu putem face niciun fel de pronostic. Rămân consecvent idei pe care am avut-o la începutul campionatului, e un campionat lung, cu multe urcușuri și coborâșuri. Important e să învățăm și să fim capacitați la fiecare meci, la fiecare etapă a campionatului. Play-off-ul se va decide după ultimul meci din retur. Phoenix poate învinge orice adversar, mai ales pe teren propriu, cu ambiție și concentrare maximă, echipa gălățeană se poate impune la Târgu Mureș.